Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ziua ta de naștere cade pe 10 noiembrie, ești independentă, încrezătoare în sine și extrem de convingătoare, inteligentă și agilă, ești un tip de visător dinamic, aventuros, cu idei inspiratoare și radicale. Îți place să concurezi și să te bucuri de orice ocazie de a te dovedi în lupta împotriva problemelor emergente curajul disperat și determinarea dură te ajută la înaintare până când îți atinge obiectivul. Înzestrat-o cu respect de sine și noblețe, nu faci compromisuri cu principiile și ideile tale. Luptătoare pentru drepturile și libertățile omului, nu eziți să răspunzi la un apel de ajutor și ești gata să lupți pentru orice cauză care ți se pare corectă și demnă. Te confrunți în mod constant cu cele mai grave schimbări atât în sine, cât și în materialele și produsele cu care lucrezi, modificările personalității tale apar extrem de lent și dureros, adesea ducând de la o adevărată luptă, mai ales la etapa finală. Uneori este necesar, ca omidă, ani de zile să te ascunzi de lumea din afară în coconul tău, pentru ca într-o zi să te transformi într-o fluture. Paradoxal îi impresionez adesea pe alții ca fiind foarte constantă și neschimbătoare. Cu toate acestea, dacă cineva te urmărește minut cu minut în sensul acelor de ceasornic, se pot observa modificări subtile, care apar cu adevărat. Același lucru se poate spune despre muncă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă care se disting prin următoarele calități, magnetism, intuiție, fidelitate, rezistență, încredere, performanță. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate. Cinismul și aroganța, mânia și sporovoiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru sentimentul posesivității, precum și pentru lipsa unui sentiment de armonie în sine. Ai o natură independentă, ești puternic caracterizată de încrederea în sine, ai o voință puternică, rezistență, noblețea, stima de sine sunt de asemenea inerente ție. Pledezi pentru dreptate întotdeauna și peste tot, poți fi dură, crudă, intolerantă. Cauza unei dispoziții proaste este adesea un declin emoțional. O astfel de stare de regulă trece repede, spontan. Tu uimești prin cunoașterea intuitivă a structurii lucrurilor, ai o răbdare uimitoare și har tehnic în realizarea celor mai complexe lucrări. Pe de altă parte, în ciuda personalității tale magnetice, atractive, de obicei nu poți înțelege lucrurile simple care îi încântă pe ceilalți și poți fi caracterizată prin pasivitate și izolare socială. Dacă înțelegi importanța vieții publice și ești bine versată în oameni, de obicei, ai succes. Totuși, dacă nu ești prea ocupată să te cultivi, sau nu ai deloc grijă de propria ta carieră, viața poate părea o luptă nesfârșită pentru supraviețuire. Proverbul nu are 100 de lei, dar are 100 de prieteni, poate suna puțin mercantil și nepoliticos, dar nu îi poți refuza relevanța. La un moment dat în viața ta, poți întâlni neînțelegeri ale altor oameni din cauza mentalității pracritice și a naturii surprinzător de puternice, care nu este atât de ușor de satisfăcut. În plus, seriozitatea ta deosebită și obiceiurile excentrice adesea îi induc în eroare pe alții. Pentru a se înțelege cu tine mulți ani, prietenii, rudele și cei dragi trebuie să experimenteze o afecțiune incredibilă și o profundă încredere în tine. Încrederea ta în sine nu este întotdeauna la un nivel ridicat atunci când mergi într-o lume necunoscută, dar chiar și în momentele de depresie, Îți păstrezi în sentimentă de demnitate și credință în capacitățile tale. Deși microcosmosul tău a fi o gaură neagră, tu însă ți-o cunoști perfect și ești complet satisfăcută de aceasta. Ca și un orb, te studiezi temeinic și știi perfect ce poți și ce nu ți s-a dat. Nu este surprinzător faptul că rareori ori depui eforturi mai mari decât este necesar pentru atingerea obiectivului? Dar uneori aceste lucruri te împiedică să atingi mai mult, astfel, singura mântuire a personalității tale foarte complexe se află într-o cunoaștere profundă a sinelui tău, te distingi față de alții nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești rațională, amabilă, intrigantă, puternică, tacticoasă, generoasă, te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți de aceste emoții, aranjez câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale, ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație cum afectează data de 10 noiembrie soarta ta, suferi schimbări de-a lungul vieții, ale căror rezultate sunt în mod izbitor diferite de starea ta inițială. Procesul de transformare este lent și are prețul suferinței reale și depășirea propriilor temeri. Anii buni poți încerca să te autodepășești și să modelezi din personalitatea ta ceva complet străin de natura ta reală. Doar cu conștientizarea faptului că sinele tău adevărat are dreptul să existe, reușești să-ți dezvălui cele mai bune părți și să găsești aplicația potrivită pentru ele. Privindu-te în copilărie, nimeni nu ar fi crezut cât de multă te vei schimba în viitor. Din cauza obiciului de a trata totul cu sarcasm, nu poți găsi un contact cu rudele și prietenii. Iritabilitatea inerentă caracterului tău te împiedică să stabilești relații cu adevărat de durată, doar oamenii cu adevărat atașați de tine sunt capabili să îndure schimbările tale de dispoziție, chiar și în cele mai întunecate momente din viața ta, te așteaptă un viitor mai bun, îți sunt cunoscute propriile avantaje și neajunsuri, ceea ce te determine să scapi de acestea din urmă, în ciuda farmecului interior emanată de tine, Complexele te împiedică să-ți recunoști propria autosuficiență. Dacă reușești să realizezi importanța participării la viața publică, trebuie să o faci prin forță și să mergi împotriva naturii tale. Perfecțiunea ta spirituală prevalează asupra creșterii carierei, iar problemele de zi cu zi vor fi întotdeauna prezente în viața ta. Satisfacția nevoilor carnale nu ocupă linia de vârf a priorităților tale iar pierderea de timp asupra acestor aspecte nesemnificative ale vieții sporește iritarea ta. Nu este nevoie să complice relațiile cu oamenii, viața publică este inseparabilă de cea privată, trebuie să-ți poți împărtăși emoțiile cu alte persoane. Dragoste și compatibilitate În relații apropiate ești pasională, loială, iubitoare și blândă. Ai ceva de împărtășit partenerului? dar în schimb aștepți numai puțin. Sensualitatea extremă și o abordare radicală a iubirii încântă pe unii și îndepărtează pe alții. Partenerii potențiali pot obosi de izbucnirile tale de gelozie și de comportamentul posesiv. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec. Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile. De la prietenie la cooperare și de la ură la iubire, uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră ești sigură și independentă. Ai darul persoasiunii. Organizezi cu ușurință o echipă, o conduci împreună cu ceilalți. Dar rolul unui lider nu este întotdeauna de dorit pentru tine. Pofta de independență elimină beneficiile statutului de lider. Pentru tine, practic nu există probleme de nerezolvat. Ești deșteaptă, pricepută, rapidă, întreprinzătoare, ești învingătoare în diferite situații scopul și curajul deschid orizonturi profesionale pentru tine și, din moment ce profesia ta nu ți îndeplinește adevăratele înclinații, ești în căutare constantă a unei opțiuni mai bune. În mod inconștient, tu cunoști principiile de funcționare ale multor dispozitive, iar cele mai complexe sarcini nu prezintă dificultăți pentru tine. Ești capabilă să găsești cea mai simplă și elegantă soluție pentru implementarea oricărui proiect. Ai suficientă răbdare pentru a desfășura o muncă care necesită concentrarea ta deplină. Dar în problemele de comunicare și relații sociale, ești surprinzător de nechipzuită, ceea ce te împiedică să te alături echipei și să facem noi cunoștințe, sănătate și boli. Ești susceptibilă la forme cronice ale bolii mult mai des decât formele acute. Motivul pentru aceasta este o nesocotire a sănătății. Este comun să înduri durere. Motivul pentru a contacta un medic pentru tine este doar debutul perioadei de criză, exacerbară bolii. Nu-ți place să fii tratată și nu știi cum să o faci. La cea mai mică îmbunătățire, ai tendința să renunți la tratament. Pentru a evita recidiva bolii, îți este recomandat să soliciți sprijinul rudelor și prietenilor în timpul procesului de tratament. Dacă ai o problemă gravă de sănătate, atunci acest lucru nu este surprinzător pentru nimeni, ai suferit multă timp din acest motiv, dar cumva ai rezolvat-o înainte de criză. Capacitatea de a strânge sentimente profunde este plină de probleme psihologice grave și, în termeni fizici, poate duce la boli ale organelor interne ale cavității abdominale. Rezultate bune se obțin din comunicarea cu un psiholog cu experiență, care în unele cazuri este vital. Îți place să mănânci bine și să înțelegi multe despre mâncare. Apropo, bucătăria este cea care poate deveni locul în care darul tău pentru transformare este dezvoluit în mod deosebit de luminos. Cu toate acestea, ar trebui să fii puțin mai îndepărtate de fantezii culinare și plăceri senzuale. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură independentă, impulsivă și ambițioasă. Ești dotată cu energie puternică, cu temperament rapid, ai intuiție. În tinerețe, sunt posibile dificultăți și probleme, a căror soluție va determina în mare măsură direcția vieții tale. Dacă vei depăși în mod adecvat toate dificultățile și obstacolele, atunci, folosind corect talentele care ți au fost date, vei putea crea condiții în care norocul, iubirea, succesul te vor însoți peste tot. Sfaturi pentru tine, te tem subconștientă de nou. Stresul poate fi exprimat în moduri diferite. Dacă ceva nou te determine să intri în panică, solicit ajutorul unui psiholog experimentat. Nu fi indiferentă față de dificultățile pe care le creezi altora. Deschide porți emoționale mai des și permite să ai mai multă încredere. Ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, Vrei să prelungești misterul? Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semnal zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, Poți părea oarecum țumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde, un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.